Bun găsit la 20 de minute, emisiunea de analiză săptămânală a ziarului Deș, pe care puteți urmări pe canalul nostru de YouTube. Tema de astăzi, planul Simion. George Simion promite 1 milion de locuințe pentru următorii 10 ani, 200.000 pentru următorii 4 ani, locuințe împărțite pe 3 categorii, după prețuri și suprafețe. 35.000 de euro pentru suprafețe 50-55 de metri pătrați, 50.000 de euro pentru suprafețe de 70-75 de metri pătrați și 75.000 de euro pentru suprafețe 90-100 de metri pătrați. Propunerea lui este catalogată drept populistă de competitorii politici, irealizabilă, dar sunt totuși foarte mulți români care s-au prezentat să semneze contractul cu Simion. De aceea ne-am propus să îl luăm în serios și să judecăm planul Simion. Pentru aceasta l-am invitat pe profesorul Gabriel Mursa de la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor din Iași. Domnule profesor, bine ați venit în studioul nostru. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Domnule profesor, ce surprinde la George Simion este garanția prețului fix și faptul că aceste prețuri sunt mici comparativ cu valoarea de piață care o știm noi. Un apartament de 50-55 de metri pătrați la 35.000 de euro. Vă întreb, cum vedeți dumneavoastră acest preț? Este posibil? Poate statul să-l garanteze? Nu poate să garanteze statul și, în principiu, statul nu poate să garanteze absolut niciun preț. Toate prețurile au o logică, iar logica este dată de piața liberă. Evident că statul poate să intervină în anumite circunstanțe, o face de 2-3 mii de ani încoace, dar niciodată nu există niciun caz în istoria asta în care intervenția statului asupra prețurilor să fi dat rezultatele scontate. În situația de față, lucrurile stau exact în același fel. Adică soluția pe care o propune domnul Simion, și m-am documentat și eu, am văzut chiar un interviu de al dumnealui la un post de televiziune, cu prețurile pe care dumneavoastră le-ați pomenit, este efectiv o escrocherie politică, aș putea să o numesc, fără niciun fel de dubiu. Am văzut că domnul Simion în introducerea propunerei lui deja a avut o reacție vis-a-vis de economiști. El s-a pus în gardă. Cu alte cuvinte, el a încercat să discrediteze din start părerile economiștilor pentru că apoi să-și exprime proiectul. Este clar pentru mine, 10 ani înseamnă 2 mandate de președinte, nu? Că are o logică, totuși această propunere ultrapopulistă înseamnă 2 mandate, el pur și simplu se va prezenta în fața alegătorilor, probabil că miza lui fundamentală este să intre în turul al doilea, asta e, trebuie să creeze un val, o emoție mare și asta este o emoție de creat cu locuințe, pentru că cel puțin la prețurile acestea, probabil că nici o casă cu chirpiș nu se poate construi cu 2 camere la prețul acesta. El speră să... pentru că s-ar putea ca în funcție de succesul lui, adică cel puțin intrarea în turul 2, să depindă chiar supraviețuirea lui politică. Pentru că noi știm foarte bine că partidele macină foarte bine liderii care nu reușesc. Din punct de vedere economic, măsura este absolut nesustenabilă. Să începem să intrăm cumva tehnic. De ce anume ar fi nesustenabilă măsura de a ține prețul, de exemplu, la 35.000 de euro un metru pătrat? La 35.000 de euro un apartament de 50-55 de metri pătrați? Pentru că, în primul rând, pentru că singurul preț pe care noi îl putem lua în serios din lumea asta este prețul de piață liberă. Deci orice alt preț este un preț care nesustenabil pe termen lung. Se presupune că domnul Simion produce și dă cuiva o casă cu 35.000 de euro. Cum ar putea un constructor care vinde aceeași casă cu 70.000 de euro, că eu nu, în principiu n-am văzut apartamente cu mai puțin de 70.000 de euro de 2 camere, cum ar putea să vândă acel preț la jumătate? Se presupune că dumneavoastră sunteți investitori imobiliari și aveți construiți case. Una o vindeți domnului Simion cu 35.000 și una o vindeți domnului nu știu care cu 70.000. Dumneavoastră ca întreprinzător, ca dezvoltator imobiliar, cui veți vinde casa? Dar el cumva sugerează sau au apărut
comentarii adiacente care vorbesc că sunt dezvoltatori. Există acel fondator al Partidului Aur, domnul Lulea, spune că are cumva ar fi dispus să construiască la 35.000 de euro. Și aici vedem, pe de o parte, dacă nu este un plan, o șocherie, să zicem, în sine. Pe de altă parte, să presupunem că cineva ar putea să facă un cost de producție de 35.000 de euro. Este acesta sustenabil? Absolut nesustenabil. Aseară vorbeam, dar complet din întâmplare, cu o doamnă care își construiește o casă de vacanță. Mă rog, doamna se află, să zic așa, spre finalul carierii, veniturile nu mai sunt la fel de mari și spunea, măi, s-au scumpit așa geamuri, tot, tâmpăria, tot și gâfâi, efectiv, gâfâi nu reușesc. Păi, deci dacă un om obișnuit, oricare om, are o mare problemă să construiască o casă cu două, trei camere, deci nu o casă somptoasă, cum ar putea, prin ce mecanisme ar putea domnul Simion și oricare politician ca el să reducă prețul la jumătate. Deci putem să facem un calcul simplu, să știm foarte bine că manopera este foarte scumpă în construcții. Știm foarte bine care a fost evoluția prețurilor la materiale de construcții în ultimii ani. Prin ce minune ar putea să scadă prețurile? Am văzut la același interviu al domnului Simion că există posibilitatea asta să lucreze cu o marjă de profit mai mică. Deci mi se pare, cum să spun, sfidător la adresa bunului simț. Să-ți imaginezi că marjele de profit în construcții la un apartament cu două camere sunt de la 35.000 la 75.000 la 70 și vine cineva și spune, domnule, o să produceți doar cu 35. Dar să presupune că asta e marja de profit de 100%, adică un apartament cu două camere care costă 35.000 se vinde cu 70 și vine domnul Simion, face un artificiu și reduce prețul de vânzare la 35.000. Dar spuneți-mi atunci care este firma de construcții care e dispusă să facă lucrul ăsta, adică să lucreze cu o marjă 0 sau de 5%, când ar putea să lucreze cu o marjă de 100%. Care e firma aceea? Dar ar putea, să presupunem că găsim domnul Lulea, care este dezvoltator imobiliar, prieten fondator al AUR, să presupunem că într-un exces de, eu știu, empatie față generozitate. De generozitate, ar vrea să construiască așa. Mă întreb, este posibil? Pentru că îmi imaginez în momentul în care vii cu comenzi atât de multe, pentru sute de mii de apartamente, cred că piața cumva reacționează, cresc prețurile la produsele respective, la materia primă, nu? Problema este fundamentală, este următoarea, că atunci când un preț scade din alte motive decât cel de obișnuite de piață liberă, se creează o cerere suplimentară pentru produsul respectiv. Să presupunem că avem un produs, o sticlă cu apă, spre exemplu, care costă 5 lei și vine statul și spune că această sticlă costă începând de mâine 1 leu. Care e consecința imediată? Că oamenii merg la magazin și o să ceară mai multă apă. De unde scoate domnul Simion apart? Pentru că el spune că o să construiască 1 milion de apartamente. Dar dacă prețul este atât de mic în comparație cu concurența, cererea pentru apartamente va exploda pur și simplu. Cum va face el față? Care vor fi criteriile prin care el va crea o discriminare între clienții care pot cumpăra și cei foarte mulți care nu vor să cumpere? Spre exemplu, dacă cererea asta este serioasă, uitați, eu de exemplu găsesc o soluție, îmi trec apartament, casa pe numele mamei sau găsesc eu pe aici și mă duc la domnul Simion și spun, domnule, vreau și eu un apartament din acesta cu 35 de euro și pentru mine și pentru copiii mei, pentru că am o fată deja majoră. Și atunci cum o să rezolve problema? Ar fi împotriva, să spunem, logicii de piață și logicii economice. Dacă scazi prețul, atunci cererea va fi mai mare, atât la produsul finit, să spunem, de apartament, cât și la materia primă care... Uitați, un exemplu. Ori rămâi în cazul dumneavoastră, ori rămâi fără apă, pentru că se consumă repede exact. Apă, ori firește, piața reacționează și crește din nou prețul la apă. Exact. Caz în care nu vei putea să ții prețul la apartament. Uitați, un exemplu foarte apropiat de noi a fost și s-a întâmplat în Ungaria, când guvernul a plafonat prețul la benzină, la pompă. Și nu se mai găsea benzină, pur și simplu. De ce? Pentru că plafonarea prețului a creat o cerere artificială.
pe care guvernul nu o putea satisface. Mai există o problemă aici. Că dacă dumneavoastră, dacă sunt investite resurse într-o activitate care devine neprofitabilă sau foarte puțin profitabilă, nu mai există interes din partea investitorilor să investească acolo. Ei își mută. Eu dacă sunt investitor, de exemplu, și am afaceri în imobiliare și în zona, nu știu, în zona hotelieră sau în turism sau în inteligență artificială, dacă imobiliarele mi-aduc profit 0 sau 2% și sunt obligat să lucrez cu profitul ăsta pentru că statul îmi plafonează prețul la locuința pe care eu o vând, eu mut investițiile de aici în zona imobiliară, în zona turismului, unde câștig 10%, 20% sau 30%. Deci nu există absolut niciun mod, niciun argument economic, și când spun economic, eu spun logic, pentru că economia se bazează pe logică, pentru a susține măsura asta. Deci ar exista inclusiv riscul să presupunem o situație ipotetică în care domnul Lulea sau un consorțiu de firme s-ar apuca de astea, la un moment dat să lase baltă proiectul. Obligatoriu. Sau să se blocheze, pur și simplu nu mai au bani, sau numai că nu mai au bani, dar dacă cresc prețurile, sunt nevoiți, dacă cresc prețurile materiilor prime, prețurile cu forța de muncă, de exemplu, pentru că știm că e un deficit de forță de muncă în construcții, iar eu ca dezvoltator sunt nevoit, sunt obligat să țin prețul respectiv, atunci pur și simplu declar faliment. Eu vă spun că am citit cu atenție bucata aceea de interviu. Domnul Simion efectiv încearcă să trișeze ca la poker, pentru că el spune acolo: dom'le, da, noi suntem pe o piață liberă și piața va rămâne liberă. Deci noi o să facem un apel național la firmele de construcții. Și care firme de construcții o să-și dorească? Bine, o să se implice în proiectul ăsta. Dacă nu o să-și dorească, o să vedem. De fapt, lucrurile stau în felul următor la trei vorbe. El știe foarte bine că este o potlogărie, dar nu are soluții, pentru că, unu, oricum nu va ieși președinte, și asta e clar, dar trebuie să scoată un scor mare ca să se legitimeze în fața partidului și un scor care să-i asigure legitimitatea după alegerile prezidențiale, pentru că să intre în turul 2 înseamnă mare lucru, adică salvează poziția. Altfel, și deci oricum n-o să ajungă președinte, și oricum președintele nu se ocupă cu locuințele. Am văzut cu ce s-a ocupat ultimul președinte sau președintele cel mai recent al României, speram să nu fie ultimul. Și deci oricum nu s-a ocupat cu locuințele pentru că s-a ocupat anterior. Exact, din meditații, da, știm. Problema este următoarea. Deci, unu, el știe foarte clar că nu o să câștige președinția. Se va tranșa între cele două mari partide. Probabil că va fi o înțelegere clar între ele. Și doi, deci el practic nu are practic de pierdut nimic din măsura asta populistă, pentru că el nu o să ajungă la putere, și neajungând la putere știe că proiectul acesta, o butaforie practic politică, spune: dom'le, dacă nu m-ați votat, n-am putut să-l fac. El oricum nu se poate face. Aceasta este o apreciere politică a activității lui. Dacă ar fi să ne întoarcem la considerații, să spunem, tehnice, economice, ați dat exemplu benzinei din Ungaria și cumva imediat m-am amintit de situația asemănătoare în perioada comunistă, în care prețurile erau fixe. Poate cineva dintre cei care a mers să semneze contractul cu Simion, poate că își amintește și are nostalgia prețurilor fixe din perioada comunistă. Da, dar ar trebui să-și amintească dacă acele prețuri foarte mici și fixe, dacă la acele prețuri putea să cumpere ceva din magazine, și asta ar trebui. Pentru că asta e marea problemă pe care o creează prețurile artificial de mici. Deci prețurile pot fi foarte mici, dar să fie stabilite de piața liberă. Dacă sunt stabilite de guvern artificial, ele creează penurie. Deci, principala problemă în economia comunistă a României era penuria. Deci, erau prețuri foarte mici, foarte mici, aparent. De ce prețuri foarte mici? Pentru că comuniștii, și nu numai România și Uniunea Sovietică, au venit cu ideea asta, dom'le, să democratizăm accesul la resurse. Deci, prețuri mici pentru toată lumea. Da, prețuri mici pentru toată lumea, dar nu toată lumea consumă. Deci, pentru că resursele fiind oricum limitate, degeaba. Și vedeți, asta e important ca telespectatorii să înțeleagă. Resursele, indiferent de ce crede domnul Simion sau domnul Ciolacu sau nu știu cine, indiferent de prețurile, resursele sunt rare.
Și singura modalitate pe care noi o avem de a regla accesul la aceste resurse este prețul de vânzare. Pentru că prețul face un lucru cinic, dar pe care nu poate să-l facă altcineva mai bine. Și anume, efectiv, să spună cine poate să cumpere și cine nu. Avem în lumea asta, să zicem, o casă extraordinar de scumpă, da? Deci că are tot felul de dotări, mă rog, într-un loc extraordinar, este foarte scumpă. De ce trebuie să aibă preț foarte mare această casă? Pentru că rolul acestui preț este efectiv să-i separe pe cei care efectiv nu pot cumpăra casa. Pentru că dacă ar exista pe fața pământului miliarde de case super scumpe, n-am avea nevoie de preț. Dar noi avem un preț mare la un palat somptuos pentru că avem un singur palat și milioane de oameni care și-ar dori să stea în palat. Și exact ca la o licitație cu o operă de Picasso, exact ăsta e rolul pe care îl joacă prețul. Nu că și dumneavoastră vă doriți un tablou să aveți acasă de Picasso. Gândiți-vă că în lumea asta există milioane de oameni care își doresc. Ei, problema este cum faci să dai un tablou la milioane de oameni. Și singura metodă acceptabilă este să crești prețul astfel încât să elimini continuu oameni, exact ca la licitație. La început sunt mulți, după care pe măsură ce prețul crește, pur și simplu licitatorii dispar și rămâne unul singur. Asta este rolul prețului, efectiv. Să-ți dea accesul la o resursă care întotdeauna este rară. Vă mai întreb ceva. Cred că George Simion încearcă să speculeze. Firește, demersul lui este politic. Dar încearcă să speculeze și cumva ceea ce s-a vehiculat în spațiu public, în special din 2008 până astăzi, despre bula imobiliară, despre faptul că, în mod, să spunem, organic, se ajunge la un paroxism undeva unde prețul cumva nu mai reflectă adevărul economiei. Exact. Credeți că suntem într-o asemenea situație acum? Este foarte dificil de spus. Dacă v-aș fi întrebat, spre exemplu, domnul Hrițac, în 2007, aduceți-vă aminte ce făceați în 2007? V-ați fi dat seama că sunteți într-o bulă imobiliară? Domnule, nu prea să dădeai. Deci noi ne dăm seama de bulă post-factum, adică exact în momentul în care se sparge. Pentru că atunci când ești în interiorul evenimentelor, consider că da, stă cumva în logica lucrurilor. Există niște indicii care ne dau posibilitatea să înțelegem dacă ne aflăm într-o bulă imobiliară. Dar în principiu să știți că aceste bule imobiliare, ca toate bulele, există pentru că oamenii tind să meargă cu toții în aceeași direcție și doar când se produce o schimbare de direcție bruscă, atunci se sparge bula. Acum noi se pare că suntem într-o bulă imobiliară și lumea se pare că s-a așteptat ca această bulă să se spargă în momentul în care Banca Națională a crescut rata dobânzii foarte mult. Pe de altă parte, se pare că această creștere a ratei dobânzii n-a fost suficient de mare încât să înțepe această bulă. Dacă mă întrebați, oricum, ca o părere, să zic așa, strict personală, nu ca profesorul Mulsa, ci ca persoana fizică Mulsa, eu cred că suntem într-o bulă imobiliară, pentru că prețurile la imobile, cel puțin în anumite, sunt un pic rupte de realitate. Gândiți-vă la Cluj, de exemplu. Deci unde prețurile ajung pe cele mai scumpe coasta de Costa del Sol sau Costa Amalfi, adică sunt niște prețuri, te întreb, dar oare în Cluj există oameni care au puterea asta de cumpărare? Pe termen scurt se întâmplă lucrul ăsta, pentru că oamenii pot fi victime ale diferitelor iluzii, cad în diferite capcane, numai că dacă piața e lăsată liberă, gândiți-vă ce s-a întâmplat în 2009, când s-a spart bula imobiliară și când acolo unde stau eu, spre exemplu, la Breazu, efectiv se construiau niște case care aveau niște prețuri și după 2 ani aveau prețuri la jumătate casele respective. Deci există și piața lăsată liberă are corecțiile ei. Deci corecția cumva până la urmă face tot piața și nu Simion prin reglementarea nimeni. Dar aș vrea acum să vă întreb un alt lucru. Am văzut chiar aseară la BBC, era un reprezentant al guvernului nou investit în Londra, care spunea că noul guvern intenționează să demareze un program de construcție de locuințe pentru următorii 4 ani. Îi vorbesc chiar de 1,5 milioane de locuințe pentru următorii 4 ani.
Am intrat pe pagina Guvernului și am văzut acolo, într-adevăr, un program asumat de o ambiție teribilă, dar în care felul în care guvernul punea la dispoziție banii ținea foarte mult cont de piață. Adică erau licitații, erau și foarte multe, foarte multe asemenea fonduri, mergeau la dezvoltatori care veneau cu bani proprii, care veneau cu evaluări de piața, prețului de piață, terenului în zona respectivă și așa mai departe. Vă întreb dacă de-a lungul timpului au fost în alte țări, în România, campanii naționale, dacă totuși un politician care își propune să rezolve problema locuinților poate să vină cu un plan rațional și cu un plan care să țină cont de piață. Este foarte, pentru că vedeți, e o contradicție în termeni. Păi ori avem statul, ori avem piața. Când gândim la planurile, e clar că au existat. Franța. Deci felul în care arată Franța acum, inclusiv politic, este o consecință și acestui fapt. Pentru că în momentul în care guvernul oferă, ca să vedeți, un economist suedez, și asta chiar vreau să o spun, chiar dacă sar un pic, de la ceva ce doream să spun, un economist suedez a spus un lucru formidabil, și anume că cea mai bună metodă de a distruge un oraș, cu excepția bombardamentelor, este să construiești locuințe sociale. Pentru că ele de-a lungul timpului, uitați-vă în Franța, ele de-a lungul timpului coagulează tot felul de, mă rog, nu vreau să folosesc termeni duri, la periferia orașelor, să ne gândim la Marseille, la Cutare, la mișcările astea care explodează cu anumită regularitate, inclusiv la Paris. Ei, acești oameni locuiesc în aceste locuințe, trăiesc în aceste locuințe subvenționate de stat. Ok, subvenționate de stat. Întrebarea este, într-o lume cu resurse rare, și asta știe orice student de anul întâi, resursele au utilizări alternative. Adică dacă hârtia aceasta este rară și este rară, o pot folosi fie la scris, fie să fac un cornet în care să-mi pun semințele. Deci, clar, are utilizări alternative. Cu alte cuvinte, resursele cu care eu construiesc locuințe sociale sunt deturnate de undeva. Cine le plătește? Aparent, lumea se bucură. Construim locuințe sociale. N-ar trebui să ne bucurăm, pentru că acele locuințe sociale sunt plătite, sunt achitate de cineva în ultimă instanță. Mergem la restaurant și vrem să mâncăm, nu? Și dumneavoastră gratuit și eu gratuit. Problema este cine plătește masa. Ori eu, ori dumneavoastră, ori o suportă restaurantul. La fel și cu locuințele sociale. Deci cineva le plătește. Bun, beneficiarul lor, da, poate să fie un om, zic, domnule, n-aveam casă, acum am. Problema este cine le plătește. Contribuabilul. Deci când statul construiește un program de furnizare a unor locuințe sociale, de fapt, statul îl obligă pe contribuabil din toate perspectivele, fie că e patron de presă, fie că e profesor universitar, fie că lucrează la Kaufland, fie că e pensionar, că și pensionarul plătește TVA, nu? Ei, banii ăștia se duc la guvern și sunt folosiți de stat pentru construcția de locuințe sociale. Cu alte cuvinte, statul te obligă prin taxe și impozite care sunt obligatorii, sunt prelevări obligatorii, să suporți, fără ca tu să vrei, construcția de locuințe sociale. Asta e problema principală. De altfel, trebuie să mai spun că în programul pe care l-am văzut la guvernul din Londra, o bună parte a banilor mergeau nu atât pentru locuințe, ci pentru chirii, după evaluarea capacităților financiare ale chiriașilor, suplineau o parte din chirie, dar nu intrau pe piața construcției propriu-zise a locuinței. Știți care este una dintre marile iluzii ale lumii, și ale lumii în care trăim, dar și a vechii lumi? Că guvernul face ceva ieșit din comun, o magie ceva, și creează niște resurse care altfel n-ar exista. Deci asta este efectiv o mare iluzie. Resursele sunt rare și forța de muncă e rară, dovadă că e foarte dificil să găsești, de exemplu, acum pe cineva să-ți curețe gazonul din curte. Este foarte dificil. Deci forța de muncă este rară. Dacă e rară pentru gazon, e rară și pentru construcții. Cărămida este rară. Probabil că v-ați face o casă și la munte, dacă ați avea, dar cărămida e rară, nu va ajunge. Deci forța de muncă e rară, cărămida e rară, sistemele astea de ferestre și uși la fel sunt rare, și atunci asta vă limitează dumneavoastră posibilitatea de a avea casă. Că unii n-au deloc, că unii au
clase mai mari. Asta este o altă discuție. Este vorbiți de o abordare, să spunem, cumva socialistă, celor care se iluzionează că statul poate să facă, dar probabil, așa cum spuneați, George Simion nici măcar nu se gândește la asta. Nu, nu se gândește. Nu se gândește. Strict politicianist, exact. O eschirie politică. Deci eu spuneați. Am citit din primele rânduri ale acelui interviu că, de fapt, pentru el asta este o chestiune de pur marketing politic. El este convins că n-are cum să câștige și nici măcar nici unul dintre sondaje nu dau indicii că el ar putea fi câștigător. În schimb, contează foarte mult să-și ducă partidul la parlamentare cât mai sus, pentru că orice șef răspunde pentru rezultat, nu? Eventual să intre el în turul al doilea, pentru că oricum aceste case nu vor fi construite niciodată. Asta cu siguranță. Și eu aș putea să pariez, dar sper să nu fie cazul, pentru că nu-mi doresc ca un asemenea personaj să ajungă în fruntea țării și așa avem probleme cu cei pe care îi avem acum. Eu sunt convins că și aș putea să pariez că acest plan nu va fi posibil, indiferent de cine ar câștiga alegeri. Un plan imposibil și un demers populist al lui pur. George Simion, pur populist, ne-a spus profesorul Gabriel Mursa de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Iași. Domnule profesor, vă mulțumesc. Dumneavoastră vă mulțumim pentru că ne urmăriți pe canalul de YouTube al Ziarului de Iași.